bine ați venit la sărbarea albinuțelor noastre, sărbarea celor mai mici dintre cei mici. Sperăm să vă bucurați de felul în care s-au pregătit ei pentru această sărbare. Zum, 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 albinuța mea, prin câmpii și prin răzoare, alergăm din floare în floare. Zum, 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 albinuța mea. Bine ați venit la atelierul nostru de creație. Înainte de toate, aș vrea să îmbrăriți un filmuleț pe care noi l-am realizat împreună cu albinuțele dumneavoastră. Am văzut un loc de vis, bacă la un palatis. Prietenii mei se mea și e pădința mea. Iată, mare, dar după arăzărul a pătit o devale. O sutăm, am venit cu oțe. Bă, făcut. Albinuțele pornesc și la flori se opresc, la florile parfumate și frumos coloriate. Sunt albine călătoare, aleg din floare în floare, peste tot călătoresc, mere să vizuiesc. Pleacă la plimbare, acum treaba ea a terminat și vacanță și-a luat. Asta a luat-o. Plec. Drum bun, drum bun. Aș dori să vă bucur sufletele și să faceți împreună cu copiii dumneavoastră simbolul grupei noastre. Suntem foarte fericiți că putem să împărtășim acest moment cu ea. Suntem bucuroși că a terminat primul an de grădiniță. Avem emoții, dar sperăm să fie foarte bucuroasă, relaxată și să se bucure și ea la fel ca noi de momentele astea. Pentru cine au fost mai mari emoțiile atunci când ați văzut surpriza pregătită de Miss? Pentru noi, clar. Suntem veniți cu o oră înainte și tot n-am scăpat de emoții. No. Mi s-a părut. Foarte frumos. Ne așteptam de la Miss. Că știm că se ocupă foarte bine copii. Lucrăm la o albinuță. La o albinuță specială. O albinuță specială, o albinuță băiețel. Cum o să o cheme această albinuță? Cum o cheamă, David? Cum o cheamă? Cum să o cheme? Sosia. Sofia. Sosia, da, Sosia. E fetiță. Este fetiță mică. O fetiță mică? O fetiță mică. Așa, o fetiță mică. Sofia. Este să lucrați cu băiețelul dumneavoastră chiar aici la grupă. Aici e bine. Dăm cu lipici, da. Aici e bine, ne descurcăm perfect. Și sărbarea cum vi s-a părut? Oh, foarte frumos. Foarte frumos. Mă bucur că a spus și el poezie. Ne-a surprins un pic. Cum vi s-a părut sărbarea? Foarte frumoasă și emoționantă. Prima sărbare. Da, 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 exact. Prima sărbare. Să văd albinuța pe scenă. Aveți ajutoare în realizarea albinuței? Da, doamna directoră a venit să ne ajute. Noi, sincer, nu mai ținem minte nimic. Răduță, o să încercăm mai des acasă, mami, da? Cum vi s-a părut sărbarea? Foarte emoționantă. Unde ați simțit mai mari emoțiile? Când a intrat băiatul meu primul, cel mai micuț și la înălțime și cel mai firav, a intrat primul. Și în momentul în care l-am văzut că dansa exact cum dansa acasă. E foarte frumos oricum aici, suntem încântați de locul în care se simte Vlad, câteodată poate mai bine și decât acasă. Este gata albinuța dumneavoastră. Da, foarte frumoasă. Noi lucrăm tot timpul acasă și avem experiență. Dar sărbarea pe care v-a pregătit-o Miss, s-a părut? Minunată, minunată. Prima sărbare. Prima sărbare. Am avut emoții de o săptămână, mă gândesc.
cum o să reacționeze și cum o să fie, dar foarte frumos. Mai mult mai bine decât mă așteptam, chiar am avut emoții. E gata, prima albinuță. Prima albinuță. Și prima servare. Păi tocmai la asta mă refeream, da. Cu emoțiile de rigoare, dar ne bucurăm că suntem aici. Ei sunt foarte mici și ne bucurăm că totuși au făcut efortul ăsta să ne prezinte ceva și suntem foarte încântați, le mulțumim și așteptăm următoarea servare. Această activitate alături de cea mică? Foarte interesantă, da, mi se pare o idee foarte bună că participăm împreună. Am văzut cum interacționează cu Lipiciu, cum și acasă este mare fan. Păcat că nu are un foarfec, altfel ar fi și decupat înainte să termine toată albinuța. Și ne-a plăcut mult cum au interpretat poeziile. Este prima sărbare. Ce ați simțit dumneavoastră ca mamă atunci când v-ați văzut copilașul pe scenă? Păi noi ne bucurăm oricum de ei, oricum ar fi, chiar dacă știu poezia, chiar dacă nu știu, ne bucurăm să fim alături de ei. Și mi s-a părut sincer foarte relaxantă și activitatea, e foarte frumos organizat. Ați terminat albinuța? Da, am terminat-o, am furat un pic startul și am făcut și rama împreună. Cum vi s-a părut sărbarea? Foarte frumoasă. Prima sărbare cu multe emoții. I love you. The daddies on the bus go, I love you. Yes. Oh.